Cea mai bună elevă la limba și literatura română din județ este din Făgăraș, mai precis de la Școala Generală numărul 2. Este elevă la clasa 7-a și pentru că a obținut cel mai bun rezultat la Olimpiada Județeană de Limba și Literatura Română, acum se pregătește să impresioneze și la nivel național. În urmă cu câteva zile a avut loc la Brașov Olimpiada Județeană la Limba și Literatura Română, iar cea care a reușit să obțină cel mai bun rezultat din întreg județul la clasa 7-a este Andreea Brezaiu, de la Școala Generală numărul 2. A fost destul de ușor, m-am descurcat. Am avut de făcut o compunere argumentativă, o compunere imaginativă și câteva exerciții de gramatică. Ai avut emoții? Nu. Cât timp te-ai pregătit, ea spune? Păi, nu m-am pregătit foarte mult, pentru că le știam deja. Îmi place și poate mă voi axa pe acest domeniu. Pe lângă orele de la școală, eleva s-a pregătit și suplimentar, iar cea care a îndrumat-o a fost profesoara de limba și literatura română, Iuliana Aldea. Pentru această olimpiadă s-a pregătit și suplimentar, deoarece la clasă facem mai mult exercițiile și noțiunile care sunt prevăzute în programă, însă suplimentar am făcut cu ea și câteva subiecte pentru Olimpiada Județeană. Bineînțeles că orice profesor ar fi mândru de elevul său, mai ales atunci când reprezintă, să spunem, școala, și nu numai școala, ci și județul Brașov la o etapă națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română. Nu doar Andreea a reușit performanța de a obține un rezultat foarte bun la Olimpiada Județeană de Română, și alți elevi, tot de la Școala Generală numărul 2, au reușit să obțină rezultate remarcabile, clasându-se pe locurile 2 și 3. Majoritatea elevilor care au participat la Olimpiada, atât la nivel de oraș, s-au situat pe primele locuri și la nivel de județ, la fel suntem între primele locuri. Din păcate, doar primii clasați pot să meargă mai departe. Așa că la clasa 7 avem primul clasat și merge mai departe la fază națională. Acum, Andreea va trebui să se pregătească pentru Olimpiada Națională la Limba și Literatura Română.